Hello! A venit însă și momentul în care facem giveaway-ul, adică rezultatul la giveaway. Azi e atât de frig afară, sunt 18 grade, cred că maxima, în condițiile în care erau 35 și de asta stau cu gluga în cap, este super frig. Da, și am lăsat toate geamurile deschise pentru că efectiv am vrut să se aerisească puțin în casă, prea multă căldură, am vrut să se mai răcorească puțin tot aerul pe aici. Bun! Am aici lista cu toți cei care s-au înscris la concurs. Sunt o grămadă de mesaje super faine. Bă, sunteți geniali toți cei care ați participat, pentru că pe lângă faptul că ați lăsat ce doriți voi din acest giveaway, ați lăsat și câteva gânduri super faine pentru canal. Drăguț canal, te urmăresc de când făceai vlogul din Dorohoi. Mersi. Am mai citit așa, de oricum eu le citesc, cred că 90% din comentarii, în cazul în care nu sunt. Dacă sunt puține comentarii, citesc oricum pe toate. Dacă sunt multe, cum a fost aici, le-am citit în mare parte, pe undeva la 97-98% cred că le-am citit. Dacă nu, sigur m-am uitat printre toate oricum. O să facem un random. O să facem un random printre toate comentariile astea să vedem cine câștigă. Bun, și o să facem în felul următor. O să aleg 3 câștigători. Nu am atins limita de 500 de subscriberi, așa că o să oferim un singur cadou, un singur portofel celui ce și l-a ales și ce și-a ales, în funcție de rezultat, ce iese la random. O să aleg 3 câștigători cumva, 3 locuri, pentru că eu o să trimit mesaj la 3 persoane. Vedem, cine dacă răspunde primul, pleacă spre primul. Dacă nu răspunde primul, o să ajungă la al doilea și tot așa la al treilea. Sper ca unul din 3 persoane să răspundă și să primească cadoul. Să primească cadoul, da. Bun, sunt 62 sau 60, nu, 62 de comentarii. O să alegem un câștigător și o să începem să trimitem mesaje. Hai să vedem. Să mergem pe random. Mergem pe random.org, punem de la 1 la 62, nu mă înșel, nu? Hai să vedem exact. Dacă numărătoarea pleacă de la 2 până la 63, dar sunt 62 de participanți. Bun, deci 9 la 62 și hai să vedem. Primul câștigător. 9. Hai să vedem cine este numărul 9. 9 ar fi teoretic 10. Pentru că plecăm de la 2. Asta ar trebui să fie 1. Așa e numerotarea în Excel-ul ăsta. Bun. Avem Andrei. Frumos portofel vreau și eu. Hai să vedem cine a comentat portofel. Presupun că vrea portofelul normal. Așa că o să mergem pe portofelul normal. Să căutăm. Am adus și punga aici ca să fie mai credibil. Aici se află cadourile. Hai să vedem, Andrei, dacă ești bine dispus să-mi răspunzi. Dar n-are about Andrei. Și cum putem să-i lăsăm un mesaj lui Andrei? N-ai lăsat nici ID de Instagram, nici nimic. N-am cum să te găsesc. Cum dau de oameni ăștia? Ce drept trebuia să spun și eu un video să-mi lase contul de Instagram sau ceva să-i pot căuta? Adică mi se părea puțin evident că n-am cum să-mi dau seama, mai ales că au niște ID-uri super dubioase de YouTube, Xendes, Cheta, Queta, n-am cum să găsesc asemenea persoane pe Instagram fără să-mi dea un ID sau ceva, măcar un nume real, să găsesc pe Facebook. Bun, următor atunci, generate, următorul 39, care de fapt va fi 40, hai să vedem cine e pe 40, 40, Laurențiu Velcota, care a comentat hashtag 500, da, ok, deci presupun că vrea cel normal. Ia să vedem. Laurențiu Velcota. Mai are un comentariu? Nu, el este aici singur. Bun, văd că are pagină de despre, dar pot să-i las și mesaj? Nu pot să-i las mesaj. Laurențiu Velcota. Hai să vedem dacă îl găsim pe social media. Bun, te-am găsit. Ia să dăm un mesaj. Facem un screenshot pe care o să-l pun în video, acum. Hai să mai vedem. În cazul în care nu răspunde, mai alegem pe încă cineva. Avem generate. Din nou, 60. Parcă n-a mai fost 60, adică 61, care este Radu Lupu. Radu, din fericire îl cunosc, din fericire îl cunosc. Radu, o să știu cum să dau de tine în cazul în care tipul ăsta nu răspunde până duminică. Dacă nu răspunde până duminică, tu știu sigur că ai să răspunzi. Din fericire, ce fain este în situația asta, că o să putem face și o poză împreună cu portofelul și așa. Da, și cam aici se încheie. Aici sunt portofelele. O să plece doar unul, din păcate, pentru că nu am strâns 500. În schimb, subscriberii au început să crească în ultima vreme. Chiar au început să se adune destul de mult și plănuiesc un giveaway mai mare
la 1000 de abonați. La 1000 de abonați o să fie ceva mai fain, o să fie ceva mai scump, mai valoros, o să fie un gadget, bineînțeles. Acum o să vedem dacă o să fie vorba despre o box externă de o calitate super faină sau, nu știu, poate un device gen un smartwatch sau ceva. O să vedem, dar asta doar când ajungem la 1000 de abonați. Și promit, cum am făcut giveaway-ul ăsta, promit că o să fac și pe ăla de atunci, pentru că voi meritați toată treaba asta și meritați să vă înscriți într-un concurs și să câștigați ceva, să primiți de fapt ceva pentru că m-ați ajutat pe mine. Băi, sincer, v-aș oferi la toți câte ceva. V-aș mulțumi fiecare în parte și v-aș oferi la toți câte ceva. Dar, na, nu permite bugetul momentan. Dar o să fie foarte multe giveaway-uri, pentru că și canalul e de așa natură să facem giveaway-uri, să oferim gadget-uri, să oferim produse, tehnologie și chestii de genul ăsta. Vreau să mulțumesc Mihaelei, Mihaela, îți mulțumesc încă o dată pentru că ai făcut toată asta să se întâmple. O puteți găsi pe zvânca.ro. Acolo găsiți o grămadă de produse făcute handmade și de o calitate extraordinar de bună, cum sunt și portofelele astea de asemenea. Și ne vedem de acum, azi este joi, o să postez asta azi, joi, și mâine vine un nou unboxing, care e destul de interesant, pe părerea mea. Și chiar vă sfătuiesc și vă recomand să-l urmăriți. Și bineînțeles, vă recomand să butonul ăla de like și... gata, hai că deja m-am încălzit. Butonul de like, subscribe și un share mă ajută extraordinar de mult, dar extraordinar de mult. Încep să cerșesc like-uri și share-uri, da? E cumva firesc. Bun, vă mulțumesc încă o dată. Voi sunteți cei mai tari și datorită vouă merge canalul ăsta în continuare. V-am pupat și v-am lăsat. Ne vedem mâine. Pa!